Militarii detașamentului de pompieri fălticeni, împreună cu lucrători ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Râșca și Bogdănești, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din localitatea Râșca. La sosirea echipajelor ardea generalizat o construcție anexă cu pericol de propagare la 2 case de locuit. Au ars anexa construită din lemn, aproximativ 12 tone de lemn de foc și alte bunuri din interior. În incendiu au pierit și 2 fazani. Cauza probabilă de izbucnirea incendiului a fost jarul sau scânteile de la o afumătoare, purtate de vânt și căzute pe materiale combustibile. Pompierii atrag atenția populației să nu amplaseze afumăturile în apropierea clădirilor, să nu folosească afumători improvizate în podurile clădirilor și să construiască afumătorile din cărămidă și materiale incombustibile.